După ce au fost eliberați din arestul la domiciliu, cei 7 indivizi sunt cercetați în libertate. Tocmai de aceea, la audierea de la tribunal, au venit cât se poate de relaxați, ca și cum nu ar fi acuzați de toată țara. S-au întâlnit acolo chiar cu biata fată pe care au chinuit-o ore întregi, dar n-au arătat nici cea mai mică urmă de vinovăție. Dimpotrivă, tabloul revederii dintre bărbați și victimă e șocant. 7 flăcăi cu zâmbete sfidătoare, mândri de ce au făcut, după cum singur o declară, stau pe treptele tribunalului cu o atitudine nonșalantă, de parcă s-ar fi întâlnit la un colț de bloc, nu la audierea pentru acuzația de viol și lipsire de libertate. La un moment dat se așează cu spatele la jurnaliști ca să fie filmați ca atare, parcă în semn de dispreț pentru toată lumea. Eu sunt mândru. De ce? Victor. Spre deosebire de comportamentul celor 7 indivizi, victima are o atitudine umilă și înfricoșătoare. Stă alături de mama ei și niciuna nu îndrăznește să ridice ochii din pământ. În momentul în care ședința începe, amândouă așteaptă să intre în sală mai întâi băieții. După ce audierea i-a sfârșit, tânăra fată și mama acesteia aproape fug pe scările tribunalului pentru a scăpa cât mai repede de privirile celor care l-au transformat viața într-un coșmar. Cei 7 băieți cercetați în stare de libertate stau doar la câteva minute de casa ei. Așa că fata refuză să mai scoată ochii în lume de frica lor. Acum ea e cea care și-a pierdut libertatea. Nu e normal. Să ții microfonul. Societatea civilă trebuie să facă un pas de conștientizare, de asumare răspunderii. Nu poți să furi România și să spui o manipulare. Am băgat mâna. Am văzut un singur om onest, un fotbalist. A spus da, Gică Popescu. Restul au furat, nu, n-am luat, e o lucrătură. Și Gică Popescu care... Devenim o țară care a dat banii înapoi, Gică Popescu, care era... Dănăvlângi cu gândul la bani! Atât, da. O să murim cu suflete chircite, schimbonosite de lăcomie și prostie. Pentru că nu mai avem valori, Claudiu, pentru că oamenii nu mai au de unde să-și ia valori. Acest lucru trebuie făcut și la nivel social, de... Țara asta, eu așa am copilărit cu ideea părinții patriei. Sunt niște oameni într-o zonă nevăzută care se gândesc la turma asta care vorbește limba română, indiferent de sex, culoare politică, religie. Corect. Și încet să o îndrumi. Pe urmă, e un lucru pe care trebuie să-l facem individual, fiecare. Dacă sunt în jungla asta și ăla vine așa, cine, de, care-i problema? Trebuie să văd pe unde merg. Corect. Și trebuie împreună, responsabil, să vedem. Ei trebuie... Claudiu Bleu, ai văzut pe băiatul ăla, dom'le, regretați? Trebuie să spui, mă, puiule, bă, gândești greșit! Claudiu Bleu, ai văzut pe băiatul ăla care a fost întrebat, regretați? Și cuvântul pe care îl spune, eu nu regret. Eu sunt mândru. Eu sunt mândru. Sunt mândru, da, sunt mândru. Cătălin, ce om e ăla care spune sex surpriză? Nu te supăra la un viol. Da. Tu dai seama că ăștia fac doamna, chestia asta de când erau puși? Întreb, doamna Munteanu, dumneavoastră îi cunoșteați pe acești băieți înainte? Da. Îi cunoșteați dinainte? Nu, nu îi cunoșteam pentru că nu erau din sat de aici, de la noi. Și nu i-ați văzut niciodată până acum? Fata dumneavoastră v-a spus că știa dinainte? Nu, sau? Nu. Da, pe ea practic din stat? Doar pe unul care a fost coleg. Deci ăsta, colegul care a luat-o cu mașina, ăsta a fost cel care a inițiat toată povestea, nu? Da, da. Da, pe cei, și dumneavoastră îl cunoșteați pe colegul acesta care a luat-o cu mașina și a chemat pe toți ceilalți? Nu cunoșteam pe nimeni, nu. Nici pe colegul ei? Nu. Doamnă, trebuie să fiți tare, doamnă. Trebuie să fiți foarte tare. Sunteți foarte modestă și foarte, nu știu... Sinceră femeia, sinceră. E femeie corectă, știi? Acum vorbeam cu Claudiu. Câtă modestie are doamna. Ar trebui la momentul procesului femeia asta, din partea societății civile deci să fim... Acolo. Era cu tremurător acolo. Deci erau lumea ele se duce două, la tribunal. Mama și fica violată și... Cu capul plecat. Cu capul plecat și 7... Credeau și ai văzut cu șapca întoarsă pe cap așa. Nu, 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 n-ar face. La proces ar trebui să fim câțiva alături de ea. Vreau să vă spun că pe 14 august e procesul, da? Pe 14 august, la ora 10. Pe 14 august e procesul, la ora 10. Numai să stai, pe 14 august e procesul? Da, domnul Măruță, era 14 august, la ora 10 este procesul. Unde? Mai spuneți-o dată locul. Stăm tăcând. Dacă unde? În Vaslui? Suntem departe acestei victime. La Vaslui. Deci 14 august la Vaslui, la judecătoria de acolo, nu? Da, da, da. 14 august la judecătoria din Vaslui, poate sunt oamenii ăștia din ăștia 200.000 care au semnat petiția, poate vor să meargă câțiva, să da cu știi ședință cu ușile deschise. Fete de vârsta băieților, mame de fete, acest lucru, și chiar dacă și nu avem atitudine, se nu mai fetei. Poate întâmpla.
Exact. Ei au venit însoțiți de mamele lor. Eu mă întreb, acea femeie care vine la tribunal cu fiul ei de mână, violatorul, ce suflet are în ea? O doare undeva, Lilia. Nu, deci ce suflet are în ea? Copilul, dacă da? A crescut care asemenea deci monstru. Deci copil. Bun. Doamnă, deci spuneți că nu-i cunoșteați pe acești băieți, că nu i-ați văzut deloc, da? Atunci la tribunal am văzut și noi imaginele, erau destul de sfidători, iar când a fost la poliție pe fata dumneavoastră, o agresau cu tot felul de semne obscene, nu? Nu știu eu, când n-am fost cu fata, atunci a fost soțul. Da, este un episod asta pe care mi l-a spus, povestit Raluca mai devreme. Da, e un episod care l-a povestit chiar și doamnei reporter. Da, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, acum, în ultima perioadă, de când a luat o amploare așa și mai mare, v-au mai căutat și părinții băieților? Adică să vină pe la poartă, pe la dumneavoastră? Nu m-a căutat. Nu, părinții nu. Dar băieții? Nu. Nici atâta, nu. În schimb, a fost un prieten de-al celor 7 violatori care a oprit-o pe Raluca pe stradă și i-a spus că o să regrete dacă nu o să-și retragă plângerea, că nu e bine ceea ce face. Asta i-a spus Raluca colegei mele. Mai este ceva, se vede din acest caz, o absență în societatea noastră a cuvântului milă, exact. Iertare, compasiune. Am devenit parcă o haită de câini. Fiecare pe culoarul și după osul lui, am văzut și din ce spunea doamna că acolo în sat, deci oameni simpli, eu știam fiecare că stă în banca lui. Fiecare cu ale lui. Da. Cu ale lui. Care știai întotdeauna că la sat, la țară, avem un numitor comun. No. Suntem muritori. Toți ne vom întâlni, dacă ne vom întâlni într-o altă lume, dar vom fi în cimitir. Toți vom fi în cimitir. Deci când suntem împreună, era foarte cum mii. Trăim? Așa trăim. Era foarte important să aflu de la Raluca dacă au existat martori. Mi-a povestit că prima dată s-a întâmplat pe un câmp dintr-o localitate apropiată cu 4 dintre ei și după aceea dusă cu mașina pe un alt câmp și violată de alți 3. Și era important să știm dacă există martori. Ea zice că a încercat să țipe, nu crede că a văzut-o cineva, dar face un apel dacă există vreun om care a auzit, a văzut, să vină să vorbească, ar ajuta-o foarte mult dacă acum, ei caută martori și Raluca are nevoie de martori. Larisa, dacă a fost un om care a văzut și a trecut mai departe, niciodată dar le frică oamenilor nu va de acolo veni peste 8 ei. Luni să spună. Atunci facem adică noi un apel. Gândește-te că primarul nu are curaj să se ducă la ei la poartă. Că-l bate soarele în cap. Celelalte adică despre fete ce vorbim? Care au fost agresate de băieții ăștia, că sunt convinsă că sunt și altele, niciodată. Să aibă curaj, măcar sub anonimat, să scrie la emisiunea lui Cătălin pe Facebook, să intre acolo la mesaje, sub anonimat, să știm că mai sunt și altele, pentru că sunt sigur, cu siguranță, Cătălin. Dacă ei și-au permis să fie desfidători, chiar unul din mesaje era, ai că scapi pentru că poți, pentru că se poate. Da. Asta era unul din mesaje. La Cătălin Moroșanu, ce faci pe 14 august, nu? Da, hai că scap. 14 august. Eu sunt aproape pe 14 august, că sunt la Iași. Vin cu cea mare plăcere. Aș vrea să vină multe persoane alături de noi și pe mine că o să fiu și alături acolo. Deja mai este un grup care vrea să vină chiar în această sâmbătă cu flori la această fată. Se arate că nu e singură și că lumea o susține. Și că sunt alături de ea, pentru că ea, după cum vedeți, familia e foarte modestă, ea a avut curajul ăsta pe care femei educate și cu posibilități materiale nu l-au avut. Asta este, iarăși, are și o avocată foarte bună. Are și o avocată foarte bună fata și ne bucurăm foarte tare pentru că e o avocată extrem de corectă din câte am vorbit și noi cu dumneaei și își dorește foarte tare să facă dreptate. Mioara Donose o cheamă și tot ce își dorește este să se facă dreptate în această poveste. După și publicitate revenim, ne întoarcem la acest caz. Te rog, zi. Da. Zi. Te întrerup o secundă pentru că am observat că doamna Munteanu are lacrimi în ochi. Este copleșită de tot ce se întâmplă, de faptul că oamenii vor să vină să o susțină pe 14 august. De ce plângeți, doamnă? Nu vă vine să credeți că toată România e cu dumneavoastră? Păi, ați fost singure de până ce plângeți? Acum. Ați fost singure până acum. Nu meritați să fiți singure în încercarea asta. E normal să fiți sprijinite. Mă bucur iar pentru ce mi se oferă, pentru sprijinul. Incredibil.
Vă bucurați? Cătălin, extraordinar că te duci. Doamna lucrează la primărie în Vaslui și n-a îndrăznit să se ducă la primar sau să povestească cuiva din primărie prin ce trece. S-a dus singură și a căutat avocat, chiar dacă nu avea bani, se ducea la muncă, plângea pe la colțuri, dar nu îndrăznea să spună celor din jur, celor cu funcții. Da, păi normal, cu funcții, deranja. Atât de modest. Deci, caz aduce în... Zi, Claudiu, vreau să zic. Nu putem fi de acord cu violul, cu sfidarea, cu lipsa de răspundere a celor care fac o acțiune, care are o repercursiune asupra celuilalt. Nu sunt de acord cu, și asta vrem să spunem, cu irresponsabilitate și cu lipsa de conștiință umană. Bun. Oameni buni, intrați pe, această, pe acest site, petiția-online.com, vi-l mai arăt încă o dată, petiția-online.com. Primul post aici este cerem arestarea celor 7 băieți violatori din Vaslui. Vedeți această petiție, haideți să o arătăm ca să vedeți cum puteți spune prenume, nume, oraș, țară, da? Aveți un cod, este unic, da? Deci doar nu poți să te înregistrezi de mai multe ori. Deci cerem arestarea celor 7 băieți violatori din Vaslui. Până acum sunt aproape 200.000 de oameni care s-au înscris. 14 august, ora 10, la judecătoria din Vaslui, poate 10% din acești oameni vin și vor fi alături de dumneavoastră, pentru că v-am văzut că și dumneavoastră plângeți, Cristina plânge și aici în platou. Tu de ce plângi, Cristina? De obicei? M-a emoționat, doamna, pentru că este de o modestie și de o simplitate și de o sinceritate și o felicit că nu a acceptat favorurile acelor nenorociți de oameni și de părinți că au crescut asemenea. După publicitate revenim, oameni buni, ne întoarcem imediat când o să aveți ocazia să-l cunoașteți în exclusivitate și pe omul care i-a salvat viața lui Gabriel Cotabiță. Omul care, atenție mare, a fost primul acolo și fără de care Gabriel Cotabiță astăzi n-ar mai fi trăit, este Alexandru Bontea. Așadar, omul acesta l-a resuscitat pe Gabi Cotabiță după ce artistul a fost găsit inconștient la sala de sport. Vedeți prima lui declarație, un interviu dat colegii noastre de la Știrile Pro TV, Cristina Jurca. Revenim în câteva momente.